bani de la stat pentru angajați, dar și pentru patroni. Pe lângă lefuri, oamenii primesc și bani de la stat sub formă de subvenție dacă îndeplinesc anumite condiții. Subvențiile date de stat oamenilor muncii pot ajunge și la 3.500 de lei de persoană. În special, cei mai câștigați sunt botoșănenii care călătoresc până la locul de muncă sau se mută în altă localitate pentru a munci. În orice caz, primele oferite de AJOFM sunt generoase. În cursul acestei săptămâni a venit aprobat programul de ocupare a forței de muncă pe plan local, program care facilitează subvenționarea locurilor de muncă pentru 300 de persoane cu vârste peste 45 de ani, 100 de tineri absolvenți, prime de mobilitate în valoare de 1000 de lei pentru persoane care acceptă un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 de kilometri și primă de 3500 de lei pentru persoane care își schimbă domiciliul ca urmare a acceptării unui loc de muncă. Nu în ultimul rând, așteptăm ordin din partea președintei Agenției Naționale pentru a putea fi subvenționate cele 200 de locuri de muncă alocate pentru programe care au ca scop ocuparea temporară, mai ales în mediul rural. Nici patronii nu au fost însă uitați. Cine angajează, primește bani. Și aici este vorba de o serie de condiții. Având în vedere că vine sezonul teraselor, iar elevii și studenții aflați în vacanță vor fi la mare căutare, AJOFM acordă subvenții patronilor care îi angajează pe timpul verii. Aducem atenția angajatorilor care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor faptul că pot beneficia de o subvenție acordată în cuantum de 250 de lei lunar. Această subvenție se acordă pe o perioadă de maxim 60 de zile într-un an calendaristic. Condiția esențială însă pentru patroni pentru a primi subvenția este ca acel contract de muncă încheiat cu elevii sau studenții să fie pe durată determinată, egală sau mai mică cu durata vacanței, să fie încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau part-time.